Da, eu sunt ficior de abrudean, eu sunt ficior de abrudean, stau pe TikTok cât un an, stau pe TikTok cât un e an. doi -am De doi ani la asta. De doi ani contul nou și eu am față frumoasă. <laughs> 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 Valeruț, mai valeruț, dacă n-au 38 de ani să le la 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 și la 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 să trăiască doamnele și domnișoarele admiratoarele lui. Da, Tu ești un băiat sănătos, tu ai lansat sloganul pe TikTok, sănătate. Curate. Și îngheață mielul în câine. <laughs> în mi el un câine. Deci, la câmpenii un frig în el un câine. Ăsta, da, păi acum nu mai știu al câte le-a contul ăsta, că miel tot închis ăștia. Că eram, da? prea, eram prea, bun. Erai prea bun. <laughs> cine îți plac do domnișoarele și doamnele? Da. Care, care, sunt top? Alina? Până Cu cine în film? <laughs> Până în 38 de ani orice. <laughs> nu chiar orice, dar vina. <laughs> Observați că Valeruț are standardele lui. Dacă ești din 71 ești boșoroc, dacă ești din 99 noi ești bătrân și doamnele până în 38. Da. da, necăsătorit. 37. Da. da, doamne ajută. Doamne. Da, Altă expresie, ce e la foale, nu? Ni, ben eu. Pe acordurile fascinantei țarini de la Brut, de 32 de ani în fluierul ăsta de cireș, vă prezint, vă introduc, dași prieteni, pe următorul invitat care ne onorează la masa acestui podcast. Fiu al moților, fiu al Abrudului, tăticul tiktok din regiune, Valerut. Să trăiești, domnul Nicu! Te salut, mă dragul bucur mea. pentru invitație și am zis, mă, cum să nu viu? Că mulți abrunini, când ori au auzit de Nicu Bendia, au zis, mă, nu fă să numei! Și am zis, hai că mă duc! Nu întâmplător să știi că eu din gura sohodolului, dar în câmpen nu era disponibil la momentul nașterii mele ginecologul și eu sunt născut în Abrud. Deci ceva leagă. Mai este spital în Abrud? Cum să nu? Avem și doctori, de ăștia străini. Străini de pe unde vin? Că am înțeles că vin și din alte țări. Nu știu, Mă a oferit Dumnezeu, n-am ajuns pe Tu ești un băiat sănătos. Tu ai lansat sloganul pe TikTok, sănătate? Curate. Și îngheață mielul în câine. <laughs> în gheață miel un câine. Deci, la câmpenii un frig e în gheață un câine. Da. Și astea repetate au ajuns să fie preluate și de alții. Da. Băi, Valerul, ce zic să te prezinți tu ca să te cunoască lumea și de pe YouTube. Deci tu te numești... Palat de Valentin după nume. Palat de Valentin. Așa, Bacalbașa, mi-o zis cineva, un prieten meu, o zis că tămâie... mâine îmi ziceau, deci, E altul ne va veni povestea. În 2016 meream la bunica mi-o la Sebeș, la el lucră pe Dario, la transport local. Și avea era un șofer, unul mai nou, cu burtă, ieșea burtoș. Și zicea Balașa. Și mie îmi plăcea să mă prim cu el. No, și o zis Balașa Juniorul. Și a fiți Balașa, Balașa, către mine. Și prietenul ăsta meu, Marius, îl cheamă de la Brud. O zis că te mine, Bac Și o zice că mi-a plăcut mai mult Bac Și că mine, n-ai să spui pe Facebook. Până 50 de o pariu. Și mi-am pus pe Facebook și așa am rămas, Bacalbașa. Valeruz nu de mult, numai de un an jumate. Că mi-a zis Costeluț, îl salută și pe Costeluț. No, Costeluț a zis că Valeruț, el, eu ziceam Costeluț lui și eu zis Valeruț, Valeruț. Și apoi am pus pe Facebook Bacalbașa Valeruț, că mai de mult eram Bacalbașa Vali Palade. Și acum ai rămas numai cu numele de scenă. Așa, deci toată lumea mă și de Bacalbașa sau de Valeruț. De Palade pot să întreb că nu mă știe, nici curierii, <laughs> că îmi trimis și... Dar, am zis, scrieți Bacalbașa pe colet. În paranteză Bacalbașa Așa. Nu, 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 nu mai pune pala de bacalbașă va de rupt. Deci unde să ajungă. Da. da. și părinții tăi sunt, cum le zici tu, mic? La mama Geta. Mama Jeta. mama mi-o cheamă pala de Georgeta, dar îi zic mama Bacalbașa Și ai hotărât. Nu-i prea hotărât, nu zice că mie. Mie să nu pui nume. Mie, pe mine mă cheamă pala de Georgeta, morar de când eram fată. Pe mine să nu mă pui. Apoi acum trebuie să rămâie, trebuie să cadă la standardele mele, să fie pe bacalbașa, că nu poate altfel. Tata el lui. Îi... E Bacalbașa Boșorogu. Bașa, nu el... se super <laughs> Nu, nu păi da, el e cel mai în vârstă din casă. <laughs> el e din 71. Din 71. Cu 10 mm. ani mai în vârstă decât vine. Deși deci mm. eu urmează să fiu boșorogul. Da. Boșorogu. Ce ții bine deocamdată. <laughs> să ținem bine. Ne ținem bine noi da. Boșorogi. Și... Avem presiune în bâtă. <laughs> presiune în bâtă, asta e regulă. Da. La noi zborurile astea le ziceau ăștia că, cum le zice la noi, zvornici da, aici al na... Asta am de la Sergiu, de la Neamțu, la... al prețin. Al prețin. Da. da. la care vorbește încrito anunț Il... yeah. Băi, mira, rase, hai pe deal să-ți dau de cap. <laughs> da, Dar de asta zic că încă în zona noastră mai e strigături și expresii de astea pe care le folosesc zvornici la anunț. Da. da. Bun, așa și fratito... El e bacalbașa bătrânul. El e din 90 și cât? 99. 99. E generația veche. <laughs> de -a, de -a. <laughs> mă, tu ești generația Z din abrut. ești din Eu cel mai nou din casă, ești 2006. 2006? Da, ești prototip nou. <laughs> încă, încă cu botul așa cu vârf. 2006 și te-ai apucat de TikTok? TikTok în... ăsta, da, acum nu mai știu al câtile a contul ăsta, că mi-l tot închis ăștia. Că eram, da. prea, eram prea, bun. Erai prea bun. <laughs> Chinezii. Chinezi. Da, mi l închis pentru, nu mai zic acum pentru ce mi l închis, că mi l închis că au zis că îți minor. Am avut un cont de 126.000, merea și cu bine. Bine, nu-l băgam pe nea la așa tare pe ăla, dar mi l-a închis. Ce înseamnă că zici asta? Că ce înseamnă să-ți meargă bine pe TikTok? Să, ai subiect, în primul rând. Eu, dacă mă trezesc acum, nu, fac un TikTok. Uitați, acum m-am sculat, mă duc acolo, fac aia. Și eu nu trebuie să vă am mult subiect. Ies din casă, hop, nea cornel la clo, hai să ți în telefonul. Ce faci nea corne? Apropo, ăsta ți telefonul da. tău, da? Celebru și... telefon cu care va le luci da. balca. Aaaa. Da, vreau să-mi schimb husa că nea să obișnui cu ea și când mă vede <coughs> cu telefonul. Vrei să-l induci în eroare pe nea corneli. Da. Bravo, ești pe Digi. Ești pe Digi, ești pe mere de rupe. Mere fibra, acasă ai fibra, ai... Am, mi-au băgat băieții. Dar mere mai rău ca înainte. <coughs> Dar tu și prelucrezi un pic videourile, nu. ți le editezi sau așa? Nu, cum, întreb bag. Din topor, ca pe până la nu editez și e spontan, ce fac, nu fac dinainte să mă înțeleg. Mai ai un scenariu, nu ai un Nu, Acum că ești pe Nea Cornel, pe doamna Mihaela, pe... cam știi cum să pui problema. Da, pe șerbănuț, că și pe, Și pe șerbănuț. Nu, n-am ajuns pe la un șerbănuț. E generația mai nouă și el. și el începe el cu... El cu TV-ul, el vine cu TV-ul, se pune pe de pietoni și îl prim pe TikTok. Și ce bă, să nu mă pui, mă, și se vede pe TikTok, te zic. Se parchează înainte și după 25 de metri față de trecea ai pietonia. Te la latură și pe el. Da, și și tu ai când ai, trebuie trebuit să schimbi cauciucurile și lumea te-a atenționat. Da, și -am, și m-am conformat și am pus rezerva deocamdată. Se pot veni până aici la dumneavoastră. La Cluj. Da. Ai venit bine pe drum, nu? Cum să nu? Mere, de trăznește. Merge jeta. Pe da. ce Pe benzină sau Pe, pe, pe motorină. Mere, pe nu, mi a dat unul, când am luat permis, o zis, am mers la service și o zis, ia Fordul meu și mergi și am eu și-a urmă. m am suit și colea am gura să o doli am nimerit cu roata din dreapta într-o groapă. Și am omorât motorul de vreo șase ori, mă claxonam mașinile din spate, Mai mă dau jos și o împing de aici. să o scot din groapă, mă, nici cum nu o puteam scoate. Și până la urmă, la opta, că o pornit. O, o pornit, dar o pornit de timpul, dar nu plecat. no, a trebuit să o mai unde ai făcut școala de șoferi în Brud? Cu domnul Sorin Avram, de la Câmpeni, el, și la Alba, Palba am făcut. Palba. Și mă descurc pe, pe Cluj, că prima dată intrează în Cluj și îmi place. Felicitări, pe iar ai venit. Da, mă clac să și o domnișoară pe aici, pe Cluj. Îți cam plac domnișoarele și doamnele. Care, care sunt top? Alina? Până, care Cu cine în film? Până în orice. nu chiar orice, dar vina. Observați că Valeruța are standardele lui. Dacă ești din 71, ești boșoroc. Dacă ești din 99, ești bătrân. Și doamnele, până în 38. Da. Dar necăsătorit. Da, doamne ajută. Doamne Não, mano. Você não me dá gol <laughs> Ți-o recunosc cu clujenii când ai parcat aici, că vor ai... veni băieții de la GLS aici, facem o poză, bacalbașa care i cum aici. Vezi ce înseamnă și numele ăsta de scenă, bacalbașa, că dacă erai, nu știu cine, Ioan... Ion o să Com... că se pun numărul în parbriz. Am zis, lasă-mă că mă sună noaptea și oricum nu știu numărul meu. Și mă te sună, <laughs> lasă, te să-l schimb, dar după aceea să-l dau la Dar tu faci, deci tu faci filmările, tu postezi și... Uh subiectele, le alegi după cum îți vine. Îmi vine de timpul. De, de exemplu, exemplu ce am auzit că spui ne aflăm aici, deci le și prezinți Da, suntem aici, ne aflăm și eu singur, <laughs> dar ne aflăm. <laughs> Da, contează că ne aflăm. Sau, de exemplu, când am că ne mielul, câine la câmpeni. Am zis că da, suntem la câmpeni și eram eu singur. Dar suntem. Cu mielul în câine. Și ai fost, acum am văzut că fac pod iar la câmpeni. Da, fac un pod. Cristi să descurcă de numai. Eu îi lau pe primarii la mie din zonă. Îi lauzi. Îmi pare rău că nu l-a luat domnul Cristi la brut, da. nu poate fi în două locuri. Acum, nu, atât Cristi, că am și la locul că acum avem pe domnul Radu. Ce să fac? Da, și... trebuie să ne punem mie cu toți acum. <laughs> le îi băgăm pe TikTok. Tu le fa... place, nu le place. Tu faci politică sau încă nu? Politic... mai fac așa. Cam și eu, prietenii mie care ești. Să serviți. Dar că m-am tămutat. acum nici eu nu mai și pe unies. <laughs> <laughs> partidul tău. M-am gândit. PBA se va numi. Partidul Bacalbaș. Bacalbașilor Abrud. Partidul PBA, da? Votați al... cu încredere. Votați no. cu încredere, da. Uh, mai trebuie o, ceva slogan. Burta am, că tăi din politică cu, cu burte. Da. Deci tu ai intrat în politică gata, bine făcut. Da, nu te-ar putea bănui lumea că... Da, și mult zic, dacă n-aș avea, avea, statura asta așa, de prezentator, prez, cum să zic, de așa. așa să fiu prezentabil, nu aș avea asta pe TikTok, n-aș avea haz, cum să zic. Le place, ce le place la oameni, la publicul? În de primul rând. rând le plac vorbile de la noi din zonă. Că, no, zic, aci, în primul rând mă întreabă tăți, ce înseamnă cuvântul unii? Păi uite, aici, nu am venit aici, s-a la Nea Cornel, s-a la doamna Mihaela, acum trebuie să le zic, nu zic, ne suntem aici, uitați, nu zic uitați, că la noi n-am vrut să ce uitați. Nici aici. Nici ni, aici, nici beau apă din canalul Mircea Bravo, că așa am, da, da, nici n-am migenizat-o. <laughs> <Lăsa>. Marionare. <Nori. laughs> Marionare, da, da, o băut o toată că acum e cu filmul lui în... Deci nu e de la turneu. <laughs> Să nu ne margă folile, că e bai. Da, alte expresie, ce e la foale, nu? <laughs> Ni, ben eu. <dieu. laughs> Invent <laughs> eu. Deci publicul tău adă, apreciază limbajul, simplitatea. simplitatea, și mai ce? Care... E, că cum pot să fiu așa simplu? Păi dar nu mă pot complica, dacă e simplu. <laughs> <laughs> <P> <laughs> Dacă eu, nu, no, așa e eu eu. Ești deci pe direct. Ești pe direct, eu le zic pe direct. Eu trebuie să le zic pe direct, că un public deja, cum să zic. Ești un public. Deja am, am fost la mare, mă filmau eu pe unde, cum. m -am, mă vedeam pe TikTok, mult pe TikTok, după aia hop, hop, hop ni pe bac Se zicea acolo, ghiciți personajul. Nu. No. <laughs> Mai mult decât un TikToker, un personaj. Da. Deci te râde lumea la prostii când te da, e prostii. Da, dar nu și niciodată când e lasă TikTok-ul, că de exemplu acum am două restricții pe cont. Deci nu știu cum cum gestionează ei regulile pe TikTok. Cred că doar raport oamenii și... Dar sper să nu am probleme. În live-uri intri, faci live-uri? Am cont secundar pentru live. <laughs> Poți să intri oamenii pe Valeruț live, așa a trecut. <laughs> și canal de YouTube? Am, am Bacalbașa Valeruț. Foarte bine că ați scos subiectul. Bacalbașa Valeruț, vă rog să-mi dați acolo o abonare. Subscribe dacă apuc, trebuie să crească și da, YouTube De fapt fac de mult, de 4 ani fac, dar am numai 1046. 1,46. După emisiunea asta o să ai 1056. Sperăm. Ro rog toți boșorogii care mă urmăresc da. să dea subscribe la generația și tânăr. bunicile Buni... Buni... mai sunt în unele zone bunici care au 38 de ani da. <laughs> <laughs> și Nea Cornel cum l-ai descoperit pe Nea Cornel? Pe, da, pe, pe Nea Cornel și de când eram eu mic pentru că tu ai, pe lângă materialul produs de tine tu ai mai scos și pe lângă personajul Bacalbașa pentru cei care te urmăresc apropo câte? e 207 250 60.000 60.000 am acum. Și ai e un fel de la Sjerbins ce da. faci tu acolo. Adică lumea știe și văd din comentarii întreabă doamna Mihaela. Da. Ce? La Vinia negre, ea via... al pe, alt personajul și o știi, poate. cu ce se ocupă? Cântă. Cântă. Băi, da. blonduță? O scos melodie, nu, acum mântră, mândruliță, i-am făcut TikTok, a sara a la regal, am mâncat ceva ușor. Ce ați mâncat ușor? Ceva ușor, un meniu de aripioare cu bobe. bobe, bine, eu nu prea mânc bobe, că mă dor genunții, dar a sara am mâncat. Bobe fripte, sau? Ia. Yeah. Picioci. La noi, la cartofi, li se zice bobe. Nu știu de unde până unde. Și ce se mâncă la vremea coasei? Zamă de bobe, nu? Da, a fi bobe numai porci, mâncă. <laughs> și gândaci de colorado. Am văzut că multă lume apreciază și faptul că arăți ce mănânci, arăt ce da. bei da. ei. A pe că mă critică, că nu-i bine așa, nu-i bine așa, dar pe... mâncăm și zamă să nu ne încuiem. <laughs> <laughs> că dacă după... Asta, în cuiatul i-au să se meargă folele, nu? Da, deci e în cuie, patru zile, pa! <laughs> da, mai mult, mănânc și ce gătești acasă cine gătește, mama? Cam tăți. Cam tăți. Bine, bac bătrânul numai papară face. Numai papară? Numai paparaie cu slănină, că nu, nu eu mai fac clătite fac, fac plăcinte, fac friptură, fac bobe, fac pireu, chestia. Și zama am făcut, dar am uitat să o fac. Nu mai știu cum se face exact. Da, e burtă, e cea mai bună. Cea mai bună, așa -i? Și da. de burtă cu ardei iute. Și cam două farfurii mărg. Și pită, baș, pită. pită m-am lăsat de pită de o vreme. Să știi că e pită, m-am cam lăsat. Și merge, de exemplu, plus să mănânci vinete fără pită. Dar nu mă vinete, că nu-i post. <laughs> <laughs> Îmi post mă vinete, dacă mă mănânc. Mă, ce apuc? Bui, azi, am, azi am mâncat, am oprit în baia și am luat trei plăcinte cu brânză și le-am băgat. Ca să fiu, să mă mențin, mă. Am zis, <laughs> viu acolo și mă întreabă oamenii ai ceva acolo, nu știu ce, să zic, dacă n-am nici, n-am mâncat. Trebuie să mânci ca să vii. Deci plăcinde. asta sporește da, și, cu... și un Pepsi sau ce? N-am văzut. Da, da, da. m-am lăsat de cola și de Pepsi. Da. Mai bag câte apă, ui, mi-a dat apă, Ia specific. Mi-a dat apă aici. <laughs> Noi dăm numai idei și uh, băuturi sănătoase. Da, Vlad, mă, Aștepta cu cafea, dar am zis nu consum cafea, că nu consum. Te agită, nu consum. Nu, eu. nu consum eu deloc. Mai beau ciocolungă, mai. Ciocolungă, am văzut. Da, cătere. cu frișcă, de aia, așa cum fac băieții la regal, Petronela. <laughs> Și Petronela e prezentabilă. Da, se ține bine. Cu cine? Cu Cătălin. <laughs> <laughs> așa-l cheamă, băiatul din Bistra. Tu ai prietenă, apropo? Sau... Auziți domnule, salarul și femeile sunt confidențiale Nu pot să zic este aici Tu nu câștigi niciun bani de pe TikTok Tu ești elev, n-ai salarul da, da. Și mai urmează să zici că pușca și femeia nu se împrumută Păi dar cu... păi, da, ești din 2006 cum, sau cum, nu, cum, nu mai ești? Cum nu salaria, Că iau o alocație că <laughs> Și ori mai și mărit-o Că au fost 100, nu știu cât, dar mai 292 de lei Și n-am mai văzut-o de până în iulie Că mi-au luat-o Că o să că am gătat școala Și acum iar am făcut hârtii dar sper să-mi o dea și până trec mi de ore. Că... Facem apel la boșologii care se ocupă de, de dosarul cușină, la domnie și doamnele care se ocupă de... Dar nu, că de... mi-e păcard. Păcard. Mi-e păcard, m-am specializat, m-am tehnologit, cum zic eu. Păi ești la un liceu tehnologic, trebuie da. să precizăm că ești elev în ultimul an. La liceu tehnologic Silvii Câmpeni. La profil economic. economic. Am fost de trei ori în Portugalia. acum am lucrat patru ori prin proiectul, prin proiectul Erasmus. Bravo Da. Am înțeles că știi portughez. Ablau da, știu portughez. dau din mâini. Dau din mâini, mă dor mâini când mă duc în Portugalia. Dar mă descurc. Contează să te descurci în viață. Atâta. Deci vă rog să vă notați sfaturile lui Valerut, salarul și soția. Nu, salarul și femeile. Sunt confidențiale? Da, strict. Strict confidențiale. Dar sunt? Așa de când ești celebru pe TikTok, cum se comportă foștii tăi prieteni? Sau, mă rog, cunoscuții, prietenii, colegii și au schimbat? Optica, da, să zic așa. Da, când mă să nu mă bași pe TikTok. Să nu, așa de că te mi Să nu mă bași pe TikTok. Să unde pui, dracu, să mă pui pe acolo? Să nu, nu e, că le frică de TikTok. De ce? Nu știu, nu le place. Nu le place, dar le place să se râdă de care. Da, azi le place să se râdă, da. Asta e cumva tipic uman sau românesc, da. tu ce zici? ceva, da. Se râde de capra vecinului? da, mai Valeruț, bine, bine. Îmi pare bine că ai venit aici și că te simți ok. veniți la brut acolo să facem un TikTok cu Nea Cornel. facem un TikTok cu Neacornel, cu Marcel, cu... Cu Jurca cei, și doamna Mariana, are preții medie la Bucium. Da, 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 da. păi ce am uitat să mă gândesc? Am mai uitat pe cineva? Doamnele care au magazinul ăla... E, Manuela și doamna Ioana. Da. Da, pe și ele sunt tinile mele. Fac ceva vânzări acolo. Fac, fac, da? au outlet în abrut. Asta zic, merge lumea la... Dacă de obicei eu mă duceam când erau Paștile și Crăciunul să-mi iau mica păpuci. Eu și mă ia să-mi iei din piață. Nu, no, din piață. Așa, da. Dar totuși, outletul pentru Abrud mi se pare... Păi nici la alba n-au ia hai, nici avem noi în Abrud. Deci să ne înțelegem. <laughs> <laughs> Dar tu nu, nu, ești acționar acolo, numai le faci un pic de imagine. Să, nu? și acționar, că porți ani de la ei. Acum că <cute> nu am da bani pe ele, e altă treabă. <cute> <cute> mai e vorba asta că e un pic de pișcotărea la internetul ăsta, adică nu iei salari din TikTok, dar uite că am văzut că faci reclamă acum mai nou la ceva detergent. Da, am făcut alaltă, uh, nu amești, știu exact. Că... Și cu codul de reducere, Valeru... Da, Valeru, -t -valeru -t, nu? Cu -t 5. 5% reducere. 5 reducere. Chiar și mama ta o spălat și o zis da. că mulți aminte. Put e mulți amici. fine, fain. e fain. <laughs> Luați detergentul, cum îi zice? Imperial aș, nu imperialdetergent.ro da. Put e fain Put e fain, <laughs> de trăzneaște Cum zice cineva, nu mai zic aici Și alte colaborări de astea Deci outlet-ul, ăștia cu detergentul Cine te-a mai contactat ca să-i faci? Eu ca și cauciucurile, de la Velorom au venit. E la băieții din Bacău. Acum vin fix mâine, că vine la de iarnă. Trebuie să le schimb. Ia... Yeah. Poliția din Abrus auto se că am gumile roase pe partea dreaptă și mi-au scris comentarii. Valeru să nu te prind cu astea până trafic reareu scrie pe jeta. Și eu m-am conformat și am pus rezerva. <laughs> deci trebuie <laughs> să fii un pic corect că dacă... Da, pe toți mă cunosc. E și o responsabilitate, nu-i neapărat foarte bine. Da, m deci polițiștii de la Brut ori pleca la Iud. Am acolo o prietenă cum se cade Georgiana Cosma și pe ea vreau să o salut. Mamă, am sare la Brut. Deci, eu... <gântu -se> Ei, e diabolic. Păi, să salută la tine, face da. reclamă. Zi, nu copii. E tânără e? polițista. Sub, sub nu, are două, nu știu, Se nu fac bătrână. Stai că nu știu, două. <gântu -se> Are 22, să nu o fac bătrână. 22, cred că are. 21, 22. Și azi... 24. Și ea te mai ajută să mai spune unde s filtre sau... Nu, uite, ea mi-a făcut legătura cu domnul Zelca, mi-a dat tricot de la sindicat. Sindicatul polițiștilor. Mă, căuta, mi-a dat Ghiozdan, mi-a dat agenda, mi-a dat pixuri, mi-a dat ce mi-a Ai băgat la Ghiozdan? Da, am Te vorbă de la noi, nu? Da, am băgat la, la, la Budihoi. la Și mai, te-am văzut mergând la mănăstire și aveai un tricou cu cruce, da, de la sacral.ro Da. Nu de acolo și eu și becalii. <laughs> nu Sau, știu exact cine ia becalii tricole, dar eu de la Sacral le am. Din... Sigur, e la Sacral le are și el. Sunt cei mai expert pe zona asta cu tricouri cu inscripție ortodoxă. Nu, no, eu mie mi place, îmi face plăcere să le port, îmi plac. Și mergi și la mănăstiri mult, pe la păi Dumbrava, fost, pe unde. Sâmbătă trecută a fost în Dumitru Da. Așa. Și am fost la mănăstiri la Dumbrava am băgat e bacalba și chiar am vrut să de la oameni. Și cât am zis. Eu când mă sui singur în mașină, multe în oglinzi, văd fain, văd mașinile spate. Când mă să cu tăți patru, văd asfaltul în oglinzi. <laughs> mai văd mașinile. <laughs> trebuie să reglez oglinzile mai sus. Și la mănăstire te cunoști acolo oamenii că mergi. Și popi, și trebuie să că și, și popi și-a făcut TikTok. <laughs> și și popi. Mai mă nu popai pe TikTok, da? Da. Popa de la Mediaș. Popa de la Mediaș. cu, Dăm inima. Dăm de mâncare inima. Că scând inima. Ești prieten cu el, v-ați va, va vorbit? Nu nu? nu, nu? Dintre celebritățile astea de pe TikTok, ai cu cineva, ai luat legătura sau ai luat legătura cu tine? Ui, cu dumneavoastră am luat legătura. <laughs> <laughs> Să mă mai am intrat de pe cont, că am și eu două conturi de TikTok. Ăsta mai nou pe care mi-l administrează și mi-l ăsta Vlad. Și am unul pe desktop, contul vechi. Și când l-am abordat, că acum... Cum să abordezi o celebritate din Abru? Descrie mesaj direct pe TikTok. Și cu ce ai răspuns? asta nu-i cont oficial. Nu vă cred. Un număr de telefon, să ne înțelegem. până îmi pe un cont oficial, să văd. Așa nu pot vorbi. Și după aia trebuie să mărturisim că emisiunea e filmată într-o splendidă zi de toamnă, chiar 1 noiembrie, și o zis Valeruț. A zis a morților? A zis morților. La mulți ani. Nu știu, să La La trebuie să nu la Abru că avem iluminația să trag globocile astea. Mă așteaptă popa. I-am schimbat și popa, trebuie să munc să trag. Da, trebuie să urci pe scări în sus. Da, și, și cam strâmt. nu ai rămas blocat în clopotniță. <laughs> Hai, trageți-mă voi de frânghie. <laughs> și tragi clopotii mici și mari? Nu, sau? că le și pe bătrânul, urcăm și... amândoi până sus. Adică pe fratii tău. Da. Și boșologul e... să uită de jos. Boșologul e cu praporul. El care praporul e după biserică la înviere. Ma, fiecare la... Fiecare vine că un, cât e un rol în biserică. Mami îi în cor. Mami de acolo cu babile. Oh, de am răgușit. O, înrăgușit. oh, măi, cu sfântă? <laughs> păi mi se pare normal la ce voce are să nu fie exploatată într-un cor. Deci sunteți da. și de, de, acolo nu primiți bani. Prescur, colivă. Da, prescur, vin, de astea. Ciocoliva. Co e bună de colivă, dar nu prea fac abrugenii colivă. Nu? Nu. E bună e, foarte bun. Eu nu știu să fac, am făcut atât, dar am fiert ăla cu curuzul cum îi zice, arpacașul, nu l-am fiert. E o e și cam tare. O și cam tare și pe cu iep. Nu-ți mai merge folile patru zile. Da. Da, Dar rezolvăm cu Loperamid. Nu cu Loperamid, dacă ai nu, nu, mă confund, mă confund. Ești prea tânăr ca să știi medicamente. Nu, nu, e niciun supliment, nu e... Uite, are mitan de Tudorica, de la Sălciua. O salutăm și pe ea. O știți? Nu, n-am apucat să scrolez până acolo. Cât e faci? 7 poster pe zi? Nu, cel mai mult am băgat 36 pe o zi. Chiar am zis că plătesc bine pe unul să-mi numere toate care le am făcut în 2 ani de zile. că e curios și eu, cred că am făcut mai bine de nu știu câte, 10 mii de videoclipuri. E muncă. A spus ai unul. Că zic că mă scula și că prea drumul lung. Zic da, zic. dar n-ai zis că... Nu, n zis, nu, că e confidențial. <laughs> e confidențial până apare pe YouTube. <laughs> de asta zic că nu îi zăpăcești prea mult dacă postezi cam... Pe TikTok? Minim cât postezi pe zi pe TikTok? Minim 6, 7, 10, 12. Și stă lumea... Da, am vizualizări. La la de dimineață făcui 45.000 de like, 45.000 de vizualizări. Vizualizări, E la pentru... la cum am în cimitir, la 5,4 milioane de vizualizări. Dar cum ai prins-o acolo? Eu știu cum mi-a în se scot telefonul aici, mami coboră din cimitir, <laughs> Ui, ui! <laughs> și în jurătura aia frumoasă și zisă din suflet, da. Bolșorogul cu punga în cap. Da, dar au avut noroc, au avut noroc că am dus candele la mormite, că al final avea nici punga. <laughs> deci oameni buni, mai ales că mai mergem în toamnă pe la cimitir și sploie, luați candele, da, într-o pungă. Ca da. Să vă nu știți ce să nimere. Văd că ești aranjat. Când ți-ai făcut freza? M-am făcut pizdos când am auzit că <laughs> mă chemați aici. L-am salut și pe Andrei Frizeru. E pesedist. E pesedist. Dar, dar totuși bine, rog. totuși. Dar cum? Te-a <laughs> făcut și cărale și autosat de la copii, la... <laughs> <laughs> la purici, dar eu mânca păduții, nu mai zis. <laughs> de ce n-ai purici, ori mânca păduții? Eu, eu mânca păduci, <laughs> nu mai am. El e în frizer? Da, acolo la mie la bloc. Andrei oh. preț, e bă, vecinul. Și pe uh, bătrânul tu unde e? Da. Era să zic că și pe tante Viorica, tante Viorica e la patru. Ea numai o afumă când uh, <laughs> face focul jos la parter și îi se fundate hornile și îi bagă fum la tante Viorica. O afumă. Și ce zice? îl sună, acord. îl sună că se mi să stângă focul, și bag o oțet în foc. Să stângă. Oțet? <laughs> cu că oțet, îți mai repede. <laughs> Pentru cei de la pompieri care știu că api nu mai apa salutăm, stinge, să pun... salutăm cvs ul Abrud, care iarna <laughs> e pe primul loc acolo. Și și pe Sergiu cu Sărărița, dar pe Sergiu, din păcate, nu mai vine cu Sărărița anul ăsta, că nu-i nu, nu vice că nu vreau să fie anul ăsta, să iasă mandatul ăsta care o vii intrat acum. Dar tăi el o să zic eu e cu tatăl pe Sergiu, cu sărărița. Așa, cu o rămas în imagine. E cel mai leu, de la brut, prietenul meu. <laughs> de, tu stai la bloc? Da, la etaj, nu zic la etaj, la ce etaj? <laughs> la doi. Dar nu te obosești până la etaj? Nu, urși și la patru și cobor. Și aveți sobă pe lemne, încălzire pe lemne? Teracote, două teracote avem. Și de unde aduceți lemne? De bac bă, alba și cu sacul. Bac câte 8 saci, cam dată -o, -o, pe săptămână. n a făcut focul anul ăsta, mai e triuri. Face vecina de la unul tanti face focul, e rupe. Să încălzie, deci că avem încălzire în o salutăm și pe tanti cami și vorba aia, se ție Dumnezeu suca și năravul. Da. Deci ai o comunitate frumoasă acolo. E trec în pomelnic. Apropo de pomelnic, asta mă gândea că ești cunoscut bacalbașa și ai zis că și preoții sunt pe TikTok. Și din dragoste pentru tine să te treacă în pomelnic. Și pe tine te cheamă bacalbașa și scrie acolo bacalbașa cu familia. Oare doamne, doamne, Știi cine ești tu? Nu, nu, că mă, mă, trece Valentine în pomelnic. trebuie să le spui tu. Păi da, iubi știu. Dar nu mă trec popii, mă trec eu. La vii. La vii, dar nu la morți. da, dragul meu. E bine că mergi. ți post, apropo post, mai puțin. Că face mama așa, dacă câte oală de sarmale și dacă, cum să zic, dacă am poftă de sarmale, mai rău ca și când ții post. Și așa că mai bine, mânc. Dar acum am ținut postul pe bine a ținut. Șapte săptămâni. am ținut. Deja, bă, câte n-am slăbit, am mâncat bobe, aia cu baiul. Păi aia că noi băgăm carbohidrați mult, pită, cu fasole, cu aia ai. Murături ai pus? Nu-mi murăturile, că măr nu mă... <gătornilor> da, a pus mica jet, Da, au opus varza, pe eu nu nici că tare nu mâncă. Noi doi nu, 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 nu mă nu, Calbașa, boșorogul și, și mami. Și unde o țineți în garaj la Neacornel? Nu la Selciua. Acolo noi la case. Acolo din partea cui? Alu mami. Alu mami. Da. Da. Avuția, cum să zice. Avuția, Zestrea. Da. Acolo țin, mai trăiesc bunicii, mai... Nu, nu. Uh, mai trăiește tata lui mami, dar el se tot trage din Soharu, acum e la Tomnatic și Bunicul vitrig, el mai trece la Sebeș. La Sebeș. Da, dar bunic, străbunică, străbunic nu mai am, nici bunică nu mai am, numai bunică vitrigă. Da. Nepoți ai? Nepoți. De, de la frați Încă, ai? încă nu dat. Încă. <laughs> 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 Și tu zilnic te primi cu mașina între, cam între abrut, câmpeni, pe unde? Bă, da, mă duc la școală. Cu mașina deja ai fost? Da. Păi tatăi boală, nu să- mai cu autobuzul. Aveți parcare la școală. <laughs> o la, <de> la poartă. <laughs> <laughs> e bine, deci termin și școala, termin și, da, frumos, frumos. Te plictisești vreodată? Nu prea, n-am vreme. <laughs> Cum arată o zi din viața lui Valentin Palade? Așa, faine, mă trezesc dimineața, bine, mai de mult când meream cu autobuzul, mă trezeam la 5.45, Aveam cursa la 6.40, ajungeam în câmpie la 7.10, cu Iosca cu cursa. Îl salutăm și pe Iosca. <laughs> pe Iosca Capuțării. Da, și că îl zic ceva neam, nu știu exact ce. Mami, pe acolo, neam. Eu nu mă știu cu gradie acea de, de rudenie cu. știu că eu, știu frații, părinții și atât. No, bine, știu și ce e mai important. Dar. Uh... <laughs> no, ajungeam la școală, dar acum când, de când am mașină mă trezesc la șapte, la șapte jumate plec din casă, altfel, mă, un ceas și dorm mai mult. Îmi Ma... fac somnul ăla de frumusețe și oricum nu mi-ajunge. Dar nu mi-ajunge. De-a -mi să-ți dorm? Nu, nu, nu. Păi ajung înapoi pe la două, bine, mai când vineam cu cursa la patru ajungeam. Dar acum pe la două și un sfert, sunt brut. Mai ai colegi din abrut cu care faci naveta? Să le... Da, dar merg cu autobuz, mai cu cursa. <laughs> La ea, mă, nene, nu e, e la ocazie, dacă vezi. Mai iau așa, mai este e motorina, 40 lei în drum, că mai iau câte patru oameni, Ma. Când umplu, o umplu pe jeta. tu ți-ai ales mașina? Am făcut cu mami și cu prietenul meu, Marius, la piața la Cluj, aici. s, închis, pe s închis s închis, închis. Că fac jumbo acolo. Da. Ăla cu copiii cu... A. No, pe eu nu mă duc pe acolo. Deci, domnilor de la Jumbo, apelați la mine pentru reclamă, Valerus nu cu, cu jucările, cu chestii serioase, ca o ciucul motorină. Păi da, moto da, e pe live-uri, mai este un alt, mai băgăm motorină, mai un drum, ia ca încolo, ai în coci, tot <laughs> Și după aia mergi la școală, zezi de școală, da. am văzut că nu te filmezi în timpul orelor, nu În de ce... nu, dar am să mai fac un TikTok. A, e foarte cu bine. Liviu. Colegul Liviu, el da, să se bagă. Da, și cu el mă mai bag. De asta zic că să dăm și un exemplu pozitiv, nu deranjăm orele, nu, nu stresăm nu, profesorii, dar când așa... Dar bun. îți ia telefonul. Da? Da, nu mai avem voie cu telefonile, să iau telefonile, le pui acolo, cu cutie special amenajată, la început ore, ia să nu le acolo, ca pe... acum avem și registru de abateri, avem. Serios? La cinci abateri un punct la purtare pe fiecare modul. Deci acum e foarte, foarte stris. Bine că, că școala ăsta, dacă dă domnul. <coughs> dă domnul, că la omul bun se și te uiți după 6 ori la telefon, câte apeluri ai nepreluat? Dar nu, că nu mă uit după 6 ori, că mă uit în fiecare pauză. În pauză? Da. Păi mă sună, acum eu și aparte mei. când ai vreme și faci tot cu ăla, când imediat să-mi vie curierul cu gumile. <laughs> și cu locurile de mâncat, pe unde prefer să... La amiază când ești, mănânci în oraș sau... Te... Nu, mănânc acasă. Acasă. câte o zamă, bac felul doi, bac nu fac o... Ochiurile îmi plac, ouăle mai mult. Din Aveți gain? Nu. Nu. Păi Acum, da, dacă... Avem profi, avem penii, avem penii în câmpeni, avem... Acum se deschide și în acolo... Ce de la penii la deschidere, da, să luați pe valeruța acolo la ușă, să vă fac un TikTok, să vă dublați clienții, e? cel <laughs> da. puțin. Avem și, o să avem la peni, am și poze cu proiectul, o să avem singurul penii cu sens giratoriu în parcare. Deci o să avem sens giratoriu la peni. <laughs> la penii? Da. Vă mult. Bine, voi sunteți. Dar e cam riscant, domnilor de la Peni, să nu uităm că, Brudui, în județul Alba și noi, șoferii de Alba, Alba. nu prea de descurcăm <laughs> cu sensul legiferatorului. Deci, o să vedem a doua zi știre în giratoriu de la penii, s-a întâlnit unul... Da, mai e mult, nu aveam giratoriu în abrut, Așa și acum avem Pe păi asta trei. Trei <gânt> avem în abrut. Și nu-i bătaie și de și cap. Și grele. <gânt> e un pic de bătaie de cap, că zice că șofer... dacă ești din alba și întrebi pe un... Că și eu mă revendic, și am făcut școala în Cluj și am dat examenul în Sebeș. Da. Și conduc ca un șofer de alba, știi? Și <gânt> de asta, dacă întrebi pe unul din alba, bineînțeles că o să căia că din Sălaș. Dacă întrebi pe ea din Sălaș, ea, ea de alba. Adevărul e că mașina nu-i pentru toată lumea. Eu mă înțeleg bine cu Jeta, deja ne-am împretinit bine, n-am treabă cu ea. Ai văzut-o și din prima ai ales N-am niciun nici... Am luat un câine, am luat un câine, deci <laughs> o trebuie să iau un da, <laughs> în geța, câine. Dar păi... Îngheța câinele da, oare. Dacă... Îngheța mie Dar nu, că și-o revenit. Optica picat o s-o scuturat așa de și după aia s a ridicat. Jeta-i generoasă. Dar pe la la cu 30 la ora, nu a fost. Cine, știi? Și când ai cumpărat mașina din prima, ai văzut-o pe Jeta în târg Sau? Da, nu, Mama Jeta am, am era cu, cu bani în poșetă? Era, era, ca și Nelson Mondial. <laughs> era cu, hai dați, hai dați. <laughs> a avut, nu știu, 107, că nu a avut euro, a avut lei. Și euro, nu mai știu, combinații, nu mai știu. <laughs> și a semnat și tu ai condus acasă? Sau da, da, vechi? da. Și am fost și la mare cu ea. Am, de când am cumpărat-o până acum, în momentul de față, am făcut două schimburi de ulei și am făcut totalul 21.000 de kilometri. Foarte bine. Din, aprilie, din 13 pe aprilie până astăzi, în 1 noiembrie. îți place la volan? da. dar nu te filmezi în timp ce conduci. Nu, nu, nu. niciodată, nu. Numai din dreapta mai filmează care cum. și ai învățat să și parchezi cu roțile drepte, nu să nu mai lași cu roțile. <laughs> Fii, aia zic la da, oameni, dacă o lași cu roțile drepte, nu-i fain în aspectul mașinii. Dacă nu o lași cu roțile, nimic, bă, ce șmechere, mașina asta când o vezi, știi? Ia să <laughs> nu lași cu roțile virate ce te au ajutat? Ce sfaturi ai primit? Ce învățăminte ai primit din comentarii sau din ce ți spune lumea pe TikTok? De acum și așa care știu și așa care nu știu își dau cu părerea. Dar pe... Eu oricum mă duc la prietenii mei de la Hauk Service din Câmpeni, ei în, ei zic aia e bine, aia, nu bine. Eu după ei mă iau, nu mă iau după TikTok și după... Că dacă ar fi să-mi iau după comentariile e pe TikTok era mor de mult. Că vezi că aia nu-i bine, vezi că așa aia aia nu-i bine pentru sănătate, pentru... Lasă că știu eu ce... De asta zic că tu tu, totuși transmiți un mesaj pozitiv. Cred că lumea, ca și cum știi, dimineața abea o cafeluță, hai să mai intru la Valerus pe TikTok să da, mă bine da. Să-l da? și pe doamna Florița de la Brut, de tot timpul mă salută pe TikTok, îmi trimite mesaje. Trandafiri, cufere. Vreodafir. Da, lucră la bancă. <laughs> <laughs> am zis, da, o salutăm, am zis să zic și ea aici, că e mare fan de-a mea de pe TikTok și să prea în bloc cu mine. La ce bancă? BT. BT bancă. Păi nu m-am la bete și check bank, dar pe check bank cine Nu m-am la mine. Nu <laughs> Valeruț. Cum e? Îți place Cu aici? Cum era aia? Valeruț? Am o capră și un ieduț. N-am vrut să zic. Să n-audă Todoruț. Da. să uh, sau să mai, mai discret așa, băi Valeruț, aș avea nevoie de un ieduț. <laughs> și ce faci? Păi am o capră. Le mai zicem și noi că uite că ești un băiat foarte vorbăresc, că noi moții o să, bine și eu vorbesc vrute și nevrute, noi suntem mai cu no, cu ni, Vorbi mai pu pu puțin, Ție. mai așa. Tu ai un debi verbal așa când, ești deci, suntem aici. Să pe mama Jeta că și ea e Și azi. ea, și ea. Da, și ea vorbește mult. Dacă intră, dacă merge bine podcastul și așa, o invităm. Pă în... mama, a, vă trebuie 3-4 ceasuri de vorbit aici cu... O lăsăm, noi mergem, ne facem cumpărăturile și mama gătă, <laughs> mă rog, cântă pricerș, Salut-o și pe ea, O salută, dar n ai, clop, n ai un clop, n-ai clop aici, să-i să salutăm cu clopul pe tăi, să o bată norocul. Să, să S -i, că iau ce clop acum. Uite aici, a? Asta. Dar pe care e partea lui? Asta sau asta? Păi nou. Ei, hey, no. <laughs> da, nu. E nu-mi dau seama că capul meu e mare. A, <laughs> ah, nu, no, așa. Mai, cum îmi stă? bine. Ești bandit? Bandit, Valerul. Așa, nu, no, îi salutăm pe tăți prețini pe TikTok, îi salutăm cu clopul să-i bate norocul. Mă las cu clopul sau fără? mai zici ceva, mai zici ca... pune și ăla. Mai zici ceva ca să avem de pus pe Facebook, nu? Ia, yeah. pune-ți să vedem cum suntem, suntem prezentabili. Nu intră capul. Capul la Nicu. Da, eu sunt ficior de abrudean, eu sunt ficior de abrudean, stau pe TikTok cât un an, stau pe TikTok cât un an. Doi de doi ani la De 2 ani e contul nou și eu am față frumoasă. <guss> <Nu -i ia. guss> Valeruz, mai valeruț, dacă n-au 38 de ani să le la 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 și la la la, <guss> să trăiască doamnele și domnișoarele admiratoarele lui. Da, doamna Mihaela. Doamna Mihaela, doamna. doamna. E doamna. E doamna, că e o doamnă. Cam vechi portofelul ei. Da, neapărat să vă autosesizați băieții <laughs> cu portofele de piele. Să-i faceți un portofel la doamna Miela. Bine, să specific. 30 compartimente pentru carduri. Are 30 de carduri. Are carduri. Are carduri de... Na. <laughs> Ce din clubul ăsta? Că n-are, mare am eu. că nici că mi-o și freza. să Bagă la acolo, se pune mai aici. L-a băgat sub pat. l băgat sub <laughs> Valeruț, dragă. Bun. Uh, ce planuri de viitor ai? Asta e o întrebare care tătă, pe care toată lumea o pune. Planuri de viitor, da, adică... Da, ar place să fiu șofer. <laughs> <laughs> șofer? Băi, îți place condusul? Da. Și... Nu e o meserie ușoară? Îți dai seama cât timp ai avea să faci TikTok-uri pe parcare. Da, parcări. seama cât acolo. Dacă ai fi șofer. Ah. <laughs> hidratează-te și zi care e genul tău de fată care e am mai multe genuri ce vezi blonde brunete ochi albași ah, nu pot să zic aici că după aia să vă obses blond ca așa yeah. le place așa ne oricum vedeți m tu, să vă țineți femeile în casă <laughs> <laughs> să vă țineți femeile e groază treaba e gro păi... Totul e mare la tine. Da. De la celebritate păi nu? până la. Da. <laughs> deci, șofer. Uh, dai la facultate, apropo, dacă uh, nu, e. Nu, ma... nu vreau. Du-te! după ce se mai pierzi pe acolo câțiva ani. E că cu școala, mă bagi în facultate. <laughs> <laughs> Un om din generația tânără care recunoște că nu o diplomă te face mai deștept. Recunosc sau... o care nu au facultate și pentru aceea au ajuns mare gongi, este acum. Păi, tu nu sunt de facultate. Nici șofer nu sunt de facultate. Și așa te gândești să mai faci o categorie, două și să te. E. Până la deu, că și e autobuz, vreau să ajung pe când ești bătrân. Să fiu șofer de. Asta vreo 5 ani. La, 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 cum ne zici tu la bătrânii din familia ta. Mi-am notat ce am mai vrut să te. Cum reacționezi când te recunoaște lumea? Cum. Păi, cam mă cunosc. Mă de foarte mult să mă duc în mult. Când mă duc în mall, mai ales că mai prind și o două, trei excursii, că nu, mă, merg copii când ești vacanță și astea, și te bine, te uite așa la mine, oare el e valeruț, oare ăsta, a, pe, vin la mulți rușine și apoi vin, facem o poză. Și e unul vine și vede și alții, api vin tăți. Și acolo, apoi nu mai scap. A pe așa de tare mă obosește molul. Nu mai apur să mai cumperi, nici nu mai știi. Intri, ieși. Da, nu mai, nu mai știi. Ce? Ar fi bine. Ar fi bine că nu, motorine. motorine. Motorină. motorină. <laughs> uh, și uh, apa cu sirop de zmeură. A, a, 50 de de drujbă. Cu aia te-ai te cu te -ai lansat cumva sau au fost mai... Aia au fost plănuite, să zic așa. Deci un prețin era acolo pe jam, făcuse sirop de la zmeură și cu apă. Și nu, eu am zis, fii atent, tu zici 50 de ulei de și o mă -niec. Și așa au fost. Și l-am făcut... Și o băbuie, nu știu cât am, două nu știu cât milioane de După ăla din cimitir, ăsta cu siropul Da, ăla e din 2022, ăla cu uleiul de drujbă Și am mai avut încă unul din Portugalia, nu l ai văzut ăla cu, dacă aveți nevoie de bani, sună-ne Ba da, ba no, da ăla am din Portugalia l am făcut tu ai așa filmări să ai rezervă niște videouri? Mă, poate într-o dimineață nu mă trezesc bine. Nu, -am isut, nu, fac, nu? că n-am program de... s o întâmplat să fie două, trei zile să nu faci? E loc, e loc, nu. Uite, am postat un TikTok două, dar în rest, nu cred că a fost. E doi ani de zile, numai când... Nu cred că a -o fost zi o două să nu postezi, nu cred. Nu cred, nu, 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 nu cred, nu, nu ți-e minte. Și cum se distrează un TikToker din abrut? În ce sens? Că eu mă tot mă distrez. <laughs> în sens, unde, pe unde ești? pe unde... Păi mă cu mașina, uh, nu mai zic că o duc pe mamei și pe tati, vinerea la Sălciu acum ar vin și eu nu sunt la Sălciu, eu duc pe ei și o plec acasă, că am mai alte treburi. Și rămân cu pac așa bătrânul, păi să-l trimit la lemn, pe la care cu, și sara când vine, zice, ce? să pla plimbările la Cătălin, la pla plimbările să se plimbe sara cu jeta. Și zice Cătălin vine, mai ce ar merge niște pepsi, niște nu mai pun la pecu. Și apoi mă face la 12 să mă schimb din pijamale, să mă îmbrăc în haine și apoi la plimbare și nu numai noi și poliția și într-o sară zice către mine Vezi că pacii pângeatorii lui ăștia au și se nu ăsta e rău la gură, mă, ăsta e rău la gură mo, Și mă și, și mi au pus paleta în, în, drum, când m a văzut, tot O, zis, oh, bacalba, așa cum a să le la radio, la ITFM, FM Eu vorbeau de mine noaptea O de mine, nu știu și de mine, sara la 1 mai fac dedicații la hit Da, și am făcut și dedicații. Cu Mișu de la Hora te-ai întâlnit la o nuntă acum, nu? Sau o fără la o nuntă fost... la Bruda și o stat de azi pe mâine, ca ai filmat mult cu el. O stat, deci o stat la bale la Evenț, o stat o noapte și a doua zi ne-am întâlnit la Bruni, mi-a dus și mere. Am dus la Sălcioa la pivniță, că să -ți ție la ea. Nu faci cedier. Țudier? face nea cu noi, pe eu nu beau, că mă la foli. Da, e, la, până să crește o băutură bună, deci miere pisate, pisate mierele, A, pă, și în 3-4 zile. Și în 3-4 zile fermentează un pic, un fel de cidru. E, poate de acolo, cidru, țudier. Și pe unde la foli? Ce străzi, da, ei cu Ei cu să fie. Cea mai bună și urma în zonă, unde să mănâncă? La Iskender am mâncat, Da, și la bunici, la pizzeria acolo la bunici. Aia unde acolo la mine pe să drum. Acolo când vreau să mănânc crispy, mănânc este urgent și și ieftin, au și meniu zilei. Și tu plătești sau? Mai plătești, mai, mai fac și ei câte o reducere, mai nu. Îți place să mănânci în oraș, și. Dar cum? Și de, de, dacă e de pomană, e mai bine. <laughs> Întâlnirea noastră n-a fost de pomană, dar este de pomină. Valerus, dragă, mulțumesc frumos dacă mai ai ceva de zis națiunii acum e moment. Mă mai... păi, întreabă mă ceva, ce mai ai să mă întrebi. <laughs> <laughs> Mi-am plătit să vorbesc aici, îi mi mi fai microfon și mi-e întreb unul păi... Când fac live -ul? cât e unul. Cât e, e mie... Nu, no, nu mai întreb. <laughs> <laughs> Lasă că e bine telefonul. Nu Numai să-i schimbi husa să nu se... Da, să auzi, îmi trebuie un GoPro, eu cumpăr GoPro. Asta zic, facem un apel, omul vrea să schimbe mobilierul de filmat. Dacă cineva are pe acasă un GoPro care nu-i mai trebuie... Deci trebuie să filmezi, că nu se obișnui neaconer cu telefonul și ni... nu, nu mai merge. spui gopro și... Opa, ca poliță, cu bodycam, cu ăsta, la drumul la bodycam și... Mare bandit ești. <laughs> Apropo, ai stație la mașină. A, ah, am primă... bă, 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 băieții de la Coșevița, Sorin. Da. Mi-a cu stație bandite pe mașină. N-ai văzut-o? Am o cel lungă o am pe mașină. Am o stație, mă... Prinzor ce? Ai vorbit pe drum încoace, am... ai întrebat? E dar pe, vorbesc așa pe autostradă. Stă să te nici mă enervează, așa pe opri. <laughs> Vlad, ce mai dorești să-l întrebi pe... Au fost un podcast eu, eu, eu când, când, am, când am venit, l-am văzut pe el și am că ăsta nu-i Pișchi. Când văzut, Piști. Pi cum? Piști, nu a, pișchi. 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 Că voi n-aveți unguri în abrud. <laughs> cum? Nu că e prin abrud, e unguri. No, cine? Aia, aia nu, cine? nu au o asociație... No, nu-i salutăm! <laughs> <I> salutăm. <laughs> și pe ei. Da, au fost... Au, Baia Domnilor, o asociație de asta. Baia Domnilor, de la Bucium. Da. Da, te Mai da, domnul Napău, Cornelul la mandatul, nu știu al la al șaselea, al cincilea. Lasă-mă să-l au din zonă. Da, promiți o chestie, când apare link-ul te uiți la el și îți notezi. Am zis de aia, de ăla, de ăla, de ăla. No. Dai link pe WhatsApp la fiecare. Da. Să se uite. Și de, se mai la un primar, pe domnul Lombrea Vasile din Sălciua. Un primar model. Uite, au uitat în acum, nu știu, în al cincilea mandat sau în al șaselea. Le eu știu. te văd și șofer, și tiktoker, dar într-o comună te vă, nu popă. Da. Și primar. Ar fi fain. Toți primarii cu burte. Eu deja am pus în grafic. Da. Așa. Mai trebuie să-ți faci o echipă, că nu, trebuie să. A, gura mere. Da. Și mergi cu portavoce. Dar să-mi la patrafir, din... el cu color, cum mi zice. Tricolor, Ea. aia, aia când îi cununi. Când îți cununi fostele gazite. Eu să cu el mă plimb, să mă vad doamne, că primar. Ști? face un hit. Cum ai zis că o cheamă pe cântăreața? Alina? Nu, la Vinia. La Vinia. La face da? prima Mi-a dus din... plăcinte plăcin <laughs> Săraca, le-o băgat la congelator și a pierdut că te lasă că-s bune. Top 3 mâncăruri favorite al lui Valeru. Așa, nu mâncăm urături și nu mâncăm salate În rest, orice... Ce să mă gândesc, Prim, pe primul loc, la ciorbe, la ciorbe, vor rescrie ciorbe. Primul loc locul 1, uh, ciorba, ciorba, de, de burtă. Purtă. Locul 2, ciorbe de văcuțe. Și locul 3, orice ciorbă să fie cu carne. Bun. Și fără carne mere, e când ți-o Din restaurant, top 3? Top 3? Ce-ți place să Pizza consumi. la bunici, aia, e pizza casea aia cu șuncă în margine. Deci e singura pizza care se găsește și ai mâncat? Nu. Păi să vii. Că vezi Auzi, cum pizza. Pișchi. Auzi. Pișchi. să mergem să mâncăm pizza cu șuncă în margine. Da, la doamna Miuța, la, doam la domnul Valer. Da, brut. Așa. Uh, crispiară. Deci crispy îmi plac la ei și mai îmi place aripioarele. Da. Paste nu mânc astea, nu-mi plac, mânc mațe de ele, nu, tu te mă. Burger? Nici de ea nu mânc, nu. Mai fac că ușor mai că când să deschizi iskander ăsta, n-a brut. așa zice, iskander? Iskander -kebab e zice e, bă, e cred că. Și vei aveți 10 deci în Cluj. Da, pe ne băga și noi au zis că dacă, după ce punem, facem firma și în Abrut, venim și la, da, vin și la Cluj. ăștia din Cluj. Spune ce ar fi de vizitat în zonă. La de la brut? Pentru un TikToker, dar pentru un om normal care ar vrea să meargă în zonă. Așa făceau o glumă pe TikTok, oamenii ziceau că te mie puncte turistice în Abrut, garajul lui Nea Cornel, <laughs> <laughs> Jeta lui Valeruț, uh, serviu cu Severița, ce mai e, pe să mă gândesc și la modul serios, poți să mergi la cariera de roșia poieni, acolo la Cuprumin, vezi cariera, poți să mergi la cu geamănă, ai fost? Acolo la steril, unde e biserica, știi de ce zic, nu? Aia scufundată. Așa? Da. Poți să mergi la, acolo unde la Bucium, la muzeul... Aurului. Așa? La roșia iară poți să mergi, ieri fii atent, ieri cobor de pe roșia și TVR-ul mă filmat cu mașina și cum, am oprit lângă ei, când mă puneți? Am zis că asta e, nu știu ei ce valoare. Eram cu tanti Viorica, am mers în cimitir cu ea la Roșia. Și-au venit înapoi. Dar pe-am dus-o ca să puie câlmânări. Glumind tantei Viorica, nu știți doar. Uite și în zonă, și în abrut, în multe biserici, Catolică, este reformată. Da. În Roșia În Da, da. Ar fi interesant să prezinți Avem patru biserici ortodoxe în abrut. Nu mai zic cum se numesc popii. Da, asta, deci sunt ortodoxe, una greco-catolică, una catolică, nu știu câte denumiri au ei, reformată, un Da, 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 că de-aia că era aurul și fiind atunci sub ocupație maghiară, un oraș bogat, ei ori făcut. Vezi că pe vremuri se investea și în religie, acum da. numai în mall numai în supermarketuri, numai... Da. Ce afacere ai face tu? Ce, la, pentru anii de acum, ce business crezi că ar merge? Ce, la Abrud? La Abrud. Fac, Dacă să... te-ai privatizat tu, ce ți-ai deschide? Să am locuri de muncă? -a da. Deci ah. gândește ah. ca un primar. Ce să fac locuri de muncă? Ce primar m primar. face? Și popă ar merge, nu? Păi, Nu-mi place să-ți povidesc și să mă duc la mormântări. Păi, nu. Păi, îmi place că după aceea că mânci colajul dar pe mi-e -mi de mor și e... Păi faci, mergi într-o parohie <laughs> unde mai ai un coleg și vă împărțiți. Tu faci nunți, botezuri și la mormântări și... <laughs> <laughs> Oricum, viitor, ți în față. Mulțumim pentru că ai venit. Da, să mă mai chemați, că mai viu. Când mai ai drum în Cluj, treci la noi și chiar dacă facem unul un TikTok sau nu știu ce, ne vom mai filma și vă vom arăta ce am mai făcut. Da. poți o să ceară oamenii partea a doua. Doamne ajută, scrieți în comentarii dacă am vorbit prea mult, iertați-mă că personajul principal al acestui podcast este însuși Vale Mulțumesc. Ruț. Să trăiască clanul Balcalda Așa. Bașa, îi salutăm pe toți. Să aibă presiune în <laughs> și copii de cărămidă. <laughs> da. Cum e aia copii de cărămidă? Pe așa era, casă de piatră și copii de cărămidă, nu știai? Nu. Nu, no, pe așa era, dar pe... Nu știu ce i-am zis-o, dar urarea. pe am... Da, e urarea, urarea de bine. Urarea. Copii de cărămidă. <laughs>